Minerii din Valea Jiului iau 300 de lei primă de ziua lor. Decizia a fost luată de membrii Consiliului de Administrație al companiei Huilei din Petroșani, care a stabilit vineri cuantumul primei. Directorul general CNH, Constantin Drăgoi, spune că suma a fost stabilită la 300 de lei bani cash și nu tichete valorice. Asta pentru că până acum s-au tot dat tichete după greva din martie, iar acestea s-au terminat. După greva generală de la începutul lunii martie, minerii din Valea Jiului au primit lunar tichete cadou în valoare de 200 de lei, iar acestea ar fi trebuit să ajungă la ortacii de ziua minerului. De luni au început și negocierile cu sindicatele pe această temă. Ziua minerului este sărbătorită în Valea Jiului în data de 6 august și, conform contractului colectiv de muncă, ortacii primesc cu acest prilej un adaos salarial. Ziua minerului a fost marcată în principal prin comemorarea ortacilor care și-au pierdut viața în revolta de la Lupeni din 1929 și prin evocarea protestului anticomunist care a avut loc tot aici în 1977. În fiecare an, la unitățile miniere, au loc depuneri de coroane de flori și ceremonii religioase în memoria celor care s-au jertfit pe altarul Huilei.